Inconvocarea lui Yanis Hagi la primul reprezentant continuă să fie un motiv de dezbatere chiar și după ce echipa națională a bifat primele două victorii în preliminarii pentru Euro 2024. Marcel Răducanu, fostul mare fotbalist al României, a declarat, printre puțini, decizia lui Edi Iordănescu de a nu le convoca pe Yanis Hagi pentru dublu cu Andorra și Belarus. Marcel Răducanu, replica grea pentru Gică Hagi în Yanis Case, acest lucru nu se întâmplă nicăieri, câți ani are Yanis. Dacă toți părinții tuturor jucătorilor care nu au fost numiți, ce facem? Nu vă supărați, dar acest lucru nu se întâmplă nicăieri, a spus Răducanu la DigiSport. Muller și Sane ce trebuiau să facă? De asemenea, Marcel Răducanu a mai declarat că Iordănescu Jr. nu ar trebui să fie pus la perete, mai ales că nu este singurul antrenor care ia astfel de decizii. Nu se întâmplă aici. Câți nu au numit asta acum, Muller, Sane? Hagi vorbește ca părinte, nu ca antrenor, făcut un antrenor al unui antrenor rezervați, cred că a mers la școală și învățat. Acest lucru nu a fost lăsat să se întâmple. Nu a făcut un bun bine că a fost pus peste el, el a trebuit, le lase, și vadă slujba, înceapă joace meciul și apoi sunt sigur că va veni la echipa națională și va ajuta echipa. Acum, pentru nimic nu le, a numit, hai să fim alături de echipă. Nu este normal, Marcel Răducanu a spus DigiSport. Video cu Marcel Răducanu despre Yanis Hagi. Marcel Răducanu, reacție grea în Hagi, Iordane NSC-ul, oamenii buni, ce să facă? Fostul mare fotbalist român consideră că nu există niciun motiv pentru ca Yanis să fie chemat la echipa națională pentru meciurile cu Andorra și Belarus, mai ales că va reveni într-o formă bună după accidentarea care le a ținut la un an departe de pământ o fotbal. Oameni buni, rămâneți puțin pentru a le aduce pe Yanis. De ce? Ce să facă Yanis dacă nu ar fi jucat timp de un an? Are nevoie de timp, trebuie să pregătească să joace 100, aibă meciuri, Ola este pregătită și fizic și mental, nu acum, pentru el înainte, 100. Știu Edi, el vorbit cu 100% cu el, el a explicat care este situația, de ce să nu le numim, spus Marcel Răducanu, grup 1 clasin, după primele două jocuri grup 1, clasamentul, după două meciuri fotografie flash score. Romara România în preliminarie pentru Euro 2024 25 martie 2023 700 Belarus, Switzerland 0, 5 945 PM România Andorra, Kosovo, Israel 18 noiembrie 2023 la 1900 Belarus Andorra etichete Edi Iordănescu, Yanis Hagi, Marcel Răducanu, România Belarus, Andorra, România.